Hei, salutare, bine ați venit în bula de hidratare cu spinar. Alături de prietenii de la Aqua Carpatica Kids, sunt pregătit să vă arăt niște mișcări pe care le puteți face în această perioadă în care voi stați acasă pentru a vă menține cât mai bine starea de bine. Până ne adunăm mai mulți în așa fel încât să putem să începem cu toții mișcarea, sunt curios cine o să-mi transmită primul salut astăzi. Poți să mă saluți cu un emoticon, cu salut, cu ce vrei tu. Hai să vedem cine este primul. Și uite, chiar sunt curios până o să beau eu câteva înghițituri de apă. Eu beau dintr-o sticlă mai mare Aqua Carpatica. Voi aveți Aqua Carpatica Kids cu sticla asta special făcută pentru voi. Și până primesc primul salut de la voi, vreau să vă aduc aminte că apa și mișcarea sunt două piese importante în puzzle-ul pe care noi îl numim sănătate. Cium, cium, cium. Și care sunt atât de importante pentru că noi avem un corp făcut în mare parte din apă, peste 70%, iar voi aproape, copiii aproape de 80% din corpul vostru este făcut din apă. Și mișcarea ne ajută să căpătăm energie și să funcționăm cât mai bine. Știi că în momentul, în ziua în care tu consumi 2 litri de lichide, 2 litri de apă și nu doar apă, și ceaiuri și alte lichide sănătoase, corpul tău funcționează mult mai bine. Asta și o să vezi. Gata? Am primit primul salut? Hai să facem exercițiile și după aia. Că văd că până acum nu mi-a trimis nimeni niciun salut. Hai, cine este cel mai curajos să-mi trimită salutul? Astăzi facem exerciții cu brațele. Tu știi vreun exercițiu cu brațele? Uite, o să le privești pe cele pe care le fac eu și în cazul în care tu știi altele decât cele făcute de mine, te rog să lași în comentarii și să-mi spui ce alte exerciții cu brațele mai știi tu. Da? Începem? Toată lumea este pregătită? Hai! În picioare toată lumea! Brațele, da? Uitați-le! Trebuie să le punem în mișcare și unul dintre exercițiile care îmi plac mie foarte mult este foarfeca. Voi știți cum se face foarfeca? Uite așa! Și putem să facem de mai multe ori și în ritmuri diferite. Hai să începem cu toții să facem foarfeca și mai repede. Facem foarfeca împreună și mai repede. Facem foarfeca împreună, repede, 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 repede. Foarfeca! Acum, ia să văd cine știe să facă morișca. Știți cum se face? Pregătim așa pumnii și începem. Și rotim ca o morișcă, și rotim pumnii, și rotim, și mai repede. Și rotim mai repede, și mai repede, și mai repede, și mai repede. Repede, 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 du-du-du, și mai repede, și mai repede. Și mai repede. Atât de repede am putut eu să împrătesc. Uite așa, ca un spinner. Hai să vedem și înapoi. Am făcut așa în față și acum facem o dișca înapoi. Ușor întâi. Și mai repede. Și mai repede. Și mai repede. Hai să învârtem o dișca repede, 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 repede. Gata! Al doilea exercițiu. Am uitat să vă zic că o să fac 4 exerciții cu brațele. Și vă repet, în cazul în care voi știți alte exerciții pe care puteți să le faceți cu brațele, lăsați un comentariu. Al doilea. Al treilea. Ia să vedem. Ne jucăm de boxării. Și începem așa. Și dăm cu pumnii în față și sărim, este foarte bună și săritura, așa, după un picior pe altul. Hop, 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 hop. Hai,
toată lumea cu mine acum, toată lumea boxează cu mine, și fetele și băieții, și toată lumea cu mine. Ha, ha, ha. Bun, am boxat, asta a fost al treilea exercițiu. Și acum al patrulea este unul pe care îl cunosc de mic, de când eram, uite, atâtica și făceam eu exerciții de sport la grădiniță. Atâta eram eu când eram mic la grădiniță. Fiți atenți cum este asta. Sunt curios cine l-a făcut până acum și cine mai recunoaște. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și mai repede. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu m-am energizat pentru emisiunea pe care urmează să o fac acum de la ora 4 în direct pe ITBT. Poți să urmărești și tu pe aplicație ITBT sau chiar pe radio. Dar aplicația se instalează foarte ușor pe telefon și are acolo o mulțime de surprize. Eu chiar m-am energizat. Dacă simți nevoia să faci mai multă mișcare, te uiți din nou la clip și faci împreună cu mine toate cele patru mișcări. Dar sunt curios să văd ce alte mișcări mai știți voi să faceți cu brațele. Credeți că mai sunt și alte mișcări? În afară de morișcă, de foarfecă, de boxat și acest exercițiu tradițional pe care l-am învățat eu de când eram atâta? Ori mai fi și altele? Hai să văd, poate mai aveți voi o idee. Mă bucur tare mult că am putut să ne întâlnim și astăzi. Și nu uitați că mișcarea se poate face în orice situație. Ea se poate face chiar și acasă și ne prinde foarte bine, ne ajutăm să ne păstrăm starea de bine. Și țineți minte să vă hidratați corespunzător. Multă sănătate și energie, mulțumim mult prietenilor de la Carpatica, Aqua Carpatica Kids. O zi bună să aveți, ne revedem, ne reauzim de fapt pe ITBT de la ora 4. La revedere!